Planul fiscal ținut departe de ochii românilor a fost discutat astăzi neoficial cu cei de la Comisia Europeană, urmând ca vineri documentul să fie trimis la Bruxelles. Ministerul Finanțelor ar fi trebuit să-l publice deja săptămâna aceasta, dar a ales să nu mai facă. S-a discutat mult despre faptul că strategia ar include creșteri de taxe, iar acestea ar putea afecta scorul partidelor de la guvernare în timpul campaniei electorale. Colega noastră, Cătălina Mănui, are mai multe informații despre această strategie. Bun găsit, Cătălina, te ascultăm! Bun găsit! Potrivit unor surse guvernamentale, ministrul finanțelor Marcel Boloș a avut astăzi o nouă discuție cu oficialii de la Comisia Europeană pe tema planului fiscal. Planul fiscal a fost discutat în ședința de guvern și va ajunge vineri pe masa Comisiei Europene. În acest plan, România se angajează să-și reducă deficitul bugetar în decurs de 7 ani. Sunt o serie de măsuri care vor fi incluse, însă nu toate vor fi prezentate publică. S-a oferit guvernanții ca în an electoral să detalieze taxele și impozitele pe care le vor plăti românii, iar discuția va avea loc abia de anul viitor. Spune însă acel plan faptul că România va implementa reforma fiscală în acord cu propunerile venite de la Banca Mondială. Banca Mondială a recomandat guvernului de la București să crească TVA-ul, să treacă la impozitul progresiv, să crească de asemenea taxele pe proprietate și să elimine facilitățile fiscale. Guvernanții însă nu au anunțat aceste măsuri. Mai mult, există o negociere între Comisia Europeană și guvernul de la București în privința pragului pentru IMM-uri. Deși spuneau inițial oficialii că se gândesc să nu scadă acest prag, chiar dacă riscăm să pierdem banii europeni, acum au negociat o scădere progresivă, să se reducă progresiv acest prag de la 500.000 de euro la varianta pe care a cerut-o Comisia Europeană, aproximativ 88.500 de euro în decurs de mai mulți ani. Acest plan fiscal vorbește și despre reducerea cheltuielilor statului. Se angajează guvernul să elimine privilegiile pentru bugetari. De asemenea, se angajează să reducă subvențiile pentru companiile de stat și să recalculeze anual tarifele pe care românii le plătesc pentru serviciile publice, astfel încât acestea să fie la nivelul Uniunii Europene. Sunt doar o parte dintre măsuri. Planul urmează să fie detaliat, punctual, de viitorul guvern, iar abia după 1 ianuarie am putea să știm care vor fi noile taxe pe care le vom plăti.